De a participa la conferința de presă organizată de casele locale de pensii sector 1, 2 și 5. Vrem să transmitem de la început, așa cum au... Vrem să transmitem de la început, așa cum au comunicat Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin doamna ministru Simona Bucură Oprescu și Casa Națională de Pensii Publice prin domnul președinte Daniel Baciu, că în urma recalculării pensiilor conform legii 360 din 2023, nicio pensie nu a scăzut. Precizăm că obiectivul principal al recalculării pensiilor a fost acela de a corecta inechități și neconcordanțe în sistemul public de pensii, urmărindu-se eliminarea discrepanțelor între categorii de pensii stabilite la momente diferite, pe legi diferite și mai ales a celor categorii de pensii pentru situațiile în care s-au contribuit similar, dar s-au pensionat, pensiile respective s-au stabilit la date diferite. La nivelul Casei de Pensii a Municipiului București au fost recalculate, începând cu 1 septembrie 2024, un număr de 470.000 de decizii. Precizăm că în situația au fost pensionari care au constatat o scădere a cuantumului pensiilor începând cu 1 septembrie. În această categorie intră persoanele, pensionarii care au realizat stagii de cotizare mai mici de 25 de ani și nu au beneficiat de puncte de stabilitate, precum și cei care beneficiază de indemnizații sociale. Odată cu începerea distribuirii deciziilor de pensie de către Compania Națională Poșta Română, în cadrul fiecarei case locale de pensii au fost deschise ghișee suplimentare pentru relații cu publicul, au fost alocați funcționari suplimentari care să asigure relațiile cu publicul și, așa cum ați constatat și dumneavoastră, pe holurile instituțiilor noastre au fost alocați o serie de funcționari din cadrul serviciilor stabiliri pensii pentru a răspunde întrebărilor și a clarifica o serie de situații referitoare la recalcularea pensiilor conform legii 360. Rugăm pensionarii ca înainte de a se adresa instanțelor de judecată competente să vină la casele locale de pensii pentru a li se răspunde la întrebări și pentru a primi clarificări atât referitoare la elementele înscrise pe deciziile de pensie, dar și referitoare la recalcularea pensiilor. Și asigurăm și pe această cale pensionarii din municipiul București că funcționarii fiecărei case locale de pensii vor răspunde în continuare întrebărilor și neclarităților referitoare la recalcularea pensiilor conform legii 360, dar evident nu doar la recalcularea pensiilor, ci și la alte neclarități pe care le au beneficiarii noștri. În încheiere vă adresăm dumneavoastră sincere mulțumiri pentru că participați la această conferință de presă și vă asigurăm că știm cât de important este pentru fiecare dintre dumneavoastră să vă dăm informații clare și corecte referitoare la recalcularea pensiilor și vrem să fiți siguri că toate problemele legate de recalcularea pensiilor le tratăm cu maximă seriozitate și promptitudine. Mulțumim! În continuare o să vă prezentăm elemente noi din legea 360. Voi începe eu, iar ulterior colegii mei vor prezenta alte elemente referitoare la recalcularea pensiilor și privind nu doar pensionarii care au domiciliu în București, ci și pensionarii care domiciliază în celelalte țări și primesc pensii pentru activitatea prestată în România. Pentru întărirea și ulterior acestei prezentări a elementelor noi ale legii 360, vă vom răspunde la întrebări.
În primul rând, vreau să vin cu câteva clarificări referitoare la stadiul de cotizare contributiv, la stadiul complet de cotizare și stadiul minim de cotizare, acestea fiind elemente noi menite să asigure întărirea principiului contributivității, acestea fiind unele din principiile de bază ale funcționării sistemului public de pensii. Stagiul contributiv de cotizare este perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Stagiul complet de cotizare, stagiul complet de cotizare contributiv este stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și a pensiei anticipate. Și există, desigur, și stagiul minim de cotizare, este stagiul de cotizare pe care asigurații trebuie să-l aibă pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Aceste stagii minime și complete de cotizare contributive le regăsim în anexa 5 la lege, în funcție, separat pentru femei și separat pentru bărbați, în funcție de ziua, luna și anul nașterii. Desigur, există și perioade necontributive. Perioadele necontributive sunt acele perioade pentru care nu s-a datorat contribuții de asigurări sociale și sunt prevăzute în acte normative specifice, cum ar fi beneficiarii decretului legii 118 din 90, soțiile care și-au urmat soții trimiși în misiune permanentă în străinătate conform decretului 50 din 1990, beneficiarii ajutorului de șomaj și a alocației de sprijin acordate în baza legii numărul 1 din 1991 și, desigur, și stagiul suplimentar care se acordă persoanelor care au lucrat în grupa 1 și grupa 2 de muncă, respectiv în condiții deosebite și în condiții normale de muncă. Pentru întărirea principiului stabilității, se acordă puncte de stabilitate. Aceste puncte de stabilitate se acordă pentru stagiul contributiv de cotizare depășit, astfel pentru primii 5 ani din stagiul complet de cotizare depășit, se acordă un punctaj de 0,50 puncte pentru fiecare an peste stagiul de cotizare de 30 de ani se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an ce depășește 35 de ani se acordă un punct. Desigur, nu se acordă puncte de stabilitate pentru perioadele în care se cumulează pensia cu salariul. Un alt element de noutate adus de legea 360 se referă la reducerea vârstei de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul complet de cotizare și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani, respectiv pentru femeile care au adoptat copii și au crescut pentru o perioadă de cel puțin 13 ani. Deci condiția principală este să fie realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa 5 la lege, iar aceste reduceri le regăsim în articolul 51 din legea pensiilor. Un alt element nou adus de această lege se referă la reducerea vârstei standard de pensionare reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și l-au depășit cu 5 ani. În acești 5 ani peste stagiul complet de cotizare contributiv intră și perioadele asimilate, respectiv facultate, armata și alte perioade asimilate, iar în aceste situații se acordă pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani. Și de asemenea, un alt element de noutate adus de legea 360 se referă la acordarea pensiei anticipate. La stabilirea pensiei anticipate se iau în calcul și perioadele asimilate. Desigur, trebuie realizat stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv poate să fie și stagiul necontributiv, iar cuantumul pensiei anticipate se stabilește din pensia de limită de vârstă prin aplicarea unui procent de penalizare calculat în funcție de
numărul lunilor de anticipare și numărul lunilor pentru care s-a depășit stadiul complet de cotizare. Cam astea sunt elementele noi aduse de lege pe care am vrut să vi le prezint eu. În continuare dau cuvântul domnului director Tomiță Ezeanu, care vă va prezenta alte elemente. Eu am să vorbesc. Hai, puteți să vă schimbați așa. Eu am să vă vorbesc despre pensia de invaliditate și mai precis doar de noutăți. Nu intru în detalii că stăm până diseară aici. Spre exemplu, pensia de invaliditate, conform legii 360, aduce ca noutate posibilitatea de a avea și alte venituri în afară de pensie, indiferent de grad. Gradul 1, gradul 2, gradul 3. De asemenea, țin gradele ca și legislația anterioară. De asemenea, stagiul potențial, care reprezintă diferența între stagiul realizat de asigurat și stagiul de cotizare contributiv corespunzător datei nașterii, se acordă în funcție de grad un punctaj lunar. Spre exemplu, la gradul 1, deci invaliditate gradul 1, 0,25 de puncte lunar, deci pe diferența până la stadiu complet, la gradul 2, 0,20 puncte lunar și la gradul 3, 0,10 puncte la stadiul potențial. O altă altă noutate adusă de lege se referă la grupele de muncă și anume la acordarea unui punctaj fix, ca și în cazul stagiului potențial, de 0,50 puncte la stagiul lunar, realizat în condiții în grupa întâi și în condiții speciale, și de 0,25 de puncte pentru fiecare lună, realizate în grupa a doua sau condiții deosebite. Altceva? Cam atât. În continuare îi dau cuvântul doamnei director Mariana Șegonescu. Da. Hai, stai, ies mai greu. Bună ziua! Eu am 5 elemente de noutate prevăzute de legea 360/2023, mă scuzați. Unul se referă la opțiunea de la pensie anticipată la pensia de invaliditate, lucru care până la intrarea în vigoare a legii 360 nu era prevăzută de vechea legislație. La data când optează de la pensia anticipată la pensia de invaliditate, automat plata încetează cu luna următoare celei în care face cererea. De asemenea, legislația până la 1 septembrie 2024, respectiv legea 263, nu permita ca pensionarul să opteze de la pensia de invaliditate la pensia anticipată, adică exact invers. Cred că pensionarii sunt foarte interesați de acest lucru pentru că ei erau în plată cu pensia anticipată și dacă intervine o invaliditate, atunci puteau să opteze, mai ales că pensia anticipată pe legea 263, știți că era și penalizată, la fel cum a spus și colega. În ceea ce privește pensionarii care s-au pensionat și desfășoară activitate după data ieșirii la pensie, anterior puteau să ceară recalcularea ori de câte ori doreau. Noua lege prevede că recalcularea drepturilor de pensie prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după data înscrierii la pensie se face o singură dată în cursul unui an calendaristic. Adică nu mai vine la 2 luni, la 3 luni, la 6 luni. De asemenea, copiii urmași, după cum cunoașteți, primesc pensie până la 16 ani, iar după 16 ani, dacă continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, dar nu mai mult de 26 de ani. Ca noutate, plata pensiei se suspendă cu 1 noiembrie
anului respectiv, dacă nu prezintă acel document, respectiv adeverință de la liceu, facultate, din care să rezulte că se duce la școală. Deci, iar din păcate ce mă doare pe mine, că mă ocup de stabilirea drepturilor de pensii internaționale, pensionarii nerezidenți care locuiesc în străinătate și primesc pensia din România, în statele în care domiciliază, până la intrarea legii 360 în vigoare, trebuiau să transmită acel certificat de viață pe care îl primeau de la noi până la finele lunii ianuarie. Dacă nu îl transmiteau, cu luna februarie anului se suspenda plata pensiilor. Acum, în prezent, articolul 98 reglementează că trebuie transmis semestrial. Ce vreau să subliniez? Până la 31 martie sau 30 septembrie. Aceste certificate sunt puse pe site-ul caselor de pensie, bilingv, sunt în format electronic, cât și în format PDF, deci pot fi descărcate și avem și adresele de mail la care pot fi transmise. Adică ei le pot transmite și cu poșta, așa cum făceau și până acum, dar și electronic, prin orice mijloc de comunicare. Mai se practică în anumite țări și faxul. Ce trebuie știut? Cine semnează acele certificate de viață? Că este prevăzut acolo sintagma autorități legale. Deci poate fi o instituție de asigurări sociale, casa de pensii respectiv din țara respectivă, notar, ca să zic, doctor, consilier juridic, asociații de români cu personalitate juridică sau acele birouri din Italia cu care Casa Națională are încheiat un protocol cu patronatele respective. De asemenea, misiunile diplomatice pot să confirme existența și sunt foarte mulți care au un oficiu consular care să le ateste că sunt în viață. Fără acest certificat, plata pensiei încetează. Dacă nu l-au transmis în termen, e bine de știut că plata pensiei se reia de la data suspendării dacă el îl trimit ulterior, că au fost în imposibilitatea de a se deplasa în fața unei autorități. Vă mulțumesc! Da, în continuare o să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Nu? Bună ziua! Sunt din de la televiziunea Vădurilor, doamna Lazar, o întrebare actuală la zi, legată de aceste diferențe pe care oamenii le primesc, adică banii care au intrat acum în conturile lor, în unele cazuri sumele diferă de cele transcrise pe deciziile de recalculare, în sensul în care sunt mai mici. Da, am identificat astfel de situații și situațiile acestea se datorează faptului că deciziile de pensie, de recalculare a pensiilor conform legii 360, au fost emise ulterior datei comunicării recalculării pensiilor pe luna septembrie. Aceste diferențe se achită în cel mai scurt timp, bineînțeles, începând cu 1 septembrie. Ce înseamnă că oamenii își vor primi banii în cel mai scurt timp? Dacă îi primesc și pentru luna? Sigur că da, îi primesc retroactiv, sigur că da. Îi primesc într-o tranșă, mai multe? Nu, într-o singură tranșă, într-o singură tranșă. Încercăm, da, în luna viitoare, încercăm în luna octombrie. Da. Încercăm sau e sigur? În momentul ăsta vă răspund la întrebare că încercăm. Adică să plătim diferențele în luna octombrie și pentru luna septembrie. Și dacă nu reușiți, pe câte luni s-ar putea întinde plata acestor sume ulterior? Cel târziu în luna noiembrie. Și se va face plata automat sau pensionarii trebuie să... Nu, categoric, se face automat. Prin poștă sau pe card? Depinde unde primesc pensiile, pe card sau prin poștă. Legat de stajul complet de cotizare de 25 de ani, este pentru toată luna sau mai sunt și excepții cum a fost tinerii? Nu, stajul complet de cotizare, așa cum v-am spus, îl regăsim în anexa 5 la lege, separat pentru femei și bărbați, în funcție de data nașterii. Au existat și există anumite categorii de beneficiari, în cazul cărora sunt alte stagii complete de cotizare decât cele prevăzute în anexa 5. Dar stagiile complete de cotizare sunt prevăzute în anexa 5 și pentru femei și pentru bărbați. Și cine are acum noua lege stagiul complet redus? De exemplu, persoanele care sunt încadrate în grad de handicap, aceste persoane beneficiază și de reducerea vârstei standard de pensionare și de stagii complete de cotizare diferite celor din anexa 5, și anume persoanele încadrate în grad de handicap grav
dacă au realizat o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa 5, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare și stagiul complet de cotizare în aceste situații este o treime. Adică o treime, să zicem, stagiul este de 35 de ani, o treime din 35, da? Adică 12 ani, aproximativ 12 ani. Lucrul acesta. Deci oamenii pot ieși, angajații care lucrează în prezent, pot ieși mai repede la pensie? Da. Fără să aibă o pensie penalizată. Penalizată. Da. Deci care este condiția? Să aibă 35 de ani? Nu, condiția este să aibă stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa 5. Deci nu pentru toată lumea stagiul complet de cotizare este 35 de ani. În funcție de anul nașterii există un anumit stagiu complet de cotizare. E, dacă au realizat acest stagiu complet de cotizare contributiv, de prevăzut în anexa 5, să spunem, de 34 de ani, e caz aleator, nu toată lumea are 34 de ani, deci acesta este stagiul complet de cotizare contributiv și trebuie să mai aibă încă 5 ani peste acest stagiu de 34 de ani, în cei 5 ani pot să fie incluse și facultatea și armata, adică stagiile necontributive. Și în situația asta, persoana respectivă se poate pensiona cu 5 ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Deci aceasta este una din noutățile legii. 5 ani, numai... nu mai mult de 5 ani, iar această reducere de 5 ani pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă nu se cumulează cu nicio altă reducere. Fără penalizare. Fără penalizare. Deci, am vorbit de cazul în care persoana respectivă are 5 ani peste stagiul complet contributiv. Dacă nu are 5 ani peste stagiul complet contributiv, are, să zicem, doar 2 sau 3 ani, sau cu mai puțin de 5, atunci se pensionează anticipat cu penalizare, cum v-am spus mai devreme, în funcție de numărul lunilor de anticipare și de stagiul complet de cotizare depășit peste stagiul complet de cotizare, adică câte luni depășește peste stagiul complet. Aceasta e pensia anticipată, deci pe legea actuală există doar pensie pentru limită de vârstă și pensie anticipată. Nu mai există pensie anticipată parțială. Dar rămâne această vârstă de 60 de ani, adică, e 65 noua vârstă și cu toate aceste reguli, maximum la 60 de ani. Da, pentru o persoană care are vârsta standard de pensionare de 65 de ani, da. Deci mai devreme nu există. Nu, pentru persoana care are vârsta standard de pensionare de 65 de ani, vârsta standard de pensionare, la fel ca și stagiul minim și complet de cotizare contributiv, le găsim în anexa 5. Pe București câte decizii mai sunt de primis? Știm că la nivel național ultima dată erau 170.000, Nu, în București s-au transmis toate deciziile, toate cele 470.000 de decizii au fost transmise. Și mai sunt decizii care urmează să fie emise, pentru că noi cunoaștem cazuri în care, nu știu, s-a schimbat domiciliul sau așa și acolo nu s-a emis decizia de recalculare. Mai sunt astfel de cazuri? S-au emis decizii de recalculare și pentru aceste cazuri, dar persoanele respective nelocuind la domiciliu și nu ne-au anunțat nici pe noi că și-au schimbat domiciliul, am avut foarte multe situații în care au venit să ne semnaleze aceste cazuri și noi le-am eliberat la ghișeele caselor locale de pensii decizii pe care, mă rog, conform legii, deci legea ne permite transmiterea deciziilor către pensionar conform legislației anterioare și actuale se face ori prin poștă, ori prin ridicarea de la sediul casei de pensii și este în ordine. Deci au venit și la sediile noastre și au ridicat deciziile de aici. Deci sunt absolut toate deciziile, pentru că la nivelul județului Ilfov, spre exemplu, mai erau de emis undeva la 4.900 de decizii. Nu, s-au emis toate deciziile la nivelul municipiului București. Inclusiv astăzi am întâlnit aici pensionari care au venit să ceară lămuriri pentru că nu au primit decizia de recalculare și nu li s-au oferit niciun răspuns. Că ar fi aici, că ar fi la poștă, nu au primit oamenii niciun răspuns. Ce le spuneți? Trebuie să verificăm, dar toate deciziile de recalculare au fost expediate. Iar în situația în care nu au primit deciziile, pot să le solicite. Vă dați seama că noi am transmis deciziile la poștă, dar poșta ni le va restitui ulterior. Și până să ne restituie oficiile poștale deciziile respective, noi putem să le punem pensionarilor la dispoziție decizia de recalculare pe care, desigur, o ridică de aici, nu mai trimit încă o dată, dar trebuie să ne, trebuia să ne comunice schimbarea de domiciliu și noi o să facem această comunicare în sistemul de pensii
ca urmare a cererii persoanelor respective. Și dacă decizia de revizuire ar trebui emise la nivelul municipiului București, decizii de revizuire în jur de 700 de decizii. Și când vor fi emise? Aplicația este în curs de testare și începând de săptămâna viitoare vom emite deciziile de recalculare. Aveți cumva o situație la zi cu audiențele acordate de colegii dumneavoastră și cu cererile depuse de pensionari? După cum v-am spus, 700 pentru 774 de situații se vor emite decizii de revizuire, iar ca și număr total de cereri depuse până în prezent, sunt în jur de 1900, dar nu toate deciziile, nu toate cererile depuse se soluționează prin decizii de revizuire. Sunt foarte multe situații în care cererile respective se soluționează prin răspuns administrativ. Noi, bineînțeles, că am conexat deciziile depuse până în prezent cu dosarele de pensie, le-am verificat și emitem, începând de săptămâna viitoare, decizii de revizuire, iar pentru celelalte situații vom emite răspunsuri administrative, iar pensionarii vor avea dreptul de contestație, desigur, de 45 de zile după ce vor primi noile decizii de revizuire și, desigur, și răspunsurile administrative conform legii contenciosului administrativ se pot contesta în instanță, dacă sunt nemulțumiți de răspunsurile primite. Știți dacă au fost un deja pensionari care au mers la instanțele de judecată? Nu am cunoștință dacă s-au prezentat deja. Dar ce reclamă oamenii acum când vine? Reclamă stagiile... Vor să vorbească și colegii mei. Da, nu, reclamă exact ce știi și de la ultima conferință, numărul punctelor de stabilitate, neînțelegerea stagiului contributiv și a stagiului total realizat, exact aceleași lucruri care vi le-am spus și data trecută și s-au mediatizat și la televizor pe toate posturile. Și spuneți-ne o dată cu certificatul de viață, convențiile internaționale, de câți oameni vorbim? Adică cât trebuie la să nivelul... și de ce se dă acum de două ori pe an? La nivelul casei de pensie a municipiului București sunt aproximativ 9.980 de beneficiari. Bine, numărul crește și scade în funcție de intrările. Noi, de exemplu, înregistrăm în jur de 350 de cereri noi de pensionare pentru cei care domiciliază în străinătate. Referitor la ce s-a pus de două ori pe an, așa este și în legislația Uniunii Europene și celelalte state cu care avem acorduri și ei vin și ei cer de la cei care stau în România la fel, de două ori pe an. Sunt câteva țări care nu au această prevedere de două ori și probabil că s-a armonizat legislația. Spuneți că se fac foarte multe, există posibilitatea unor falsuri, de asta e nevoie ca acele certificate de viață să fie semnate de o autoritate legală. Nu, n-am spus de falsuri. Nu, eu n-am spus de falsuri, am spus că trebuie semnate de o autoritate legală. Adică o instituție de asigurări sociale, casă de pensii, birou, notar, bancă. În general ei cam se duc la bancă, la casa de pensii, la primărie, da. Practic aceste documente atestă nu că este în viață. Da. Dar până acum nu erau semnate? Sau... Nu, așa este de la începutul intrării în Uniunea Europeană. Și la noi vin la casa de pensii, se duc la bănci, se duc la mai puțin la autorit, la primar, că primarul mai puțin semnează. Dar noi la casa de pensii confirmăm existența, adică vine omul, ne uităm în actul de identitate, verificăm dacă este persoana respectivă, îi semnăm certificatul, îl mânăm și el îl prezintă sau îl transmite în străinătate unde are domiciliu. Discutam la ultima conferință de presă de faptul că în cazul unor persoane că au fost notate pe deciziile de recalculare alte puncte de contributivitate decât cele de pe, din decizia de pensionare. Că pe decizia de pensionare avea un număr și pe decizia de recalculare un alt număr. Și ați spus dumneavoastră că în acele situații verificările se vor face din oficiu. Ați observat astfel de erori, ați revizuit astfel de decizii? Da, toate dosarele și toate solicitările beneficiarilor care au venit la ghișeu și inclusiv noi am luat la reverificat, toate sunt în procedură la operator, la verificări, la verificare. Deci, ori, pe măsură ce se depun cererile, ele merg pe procedura noastră respectivă. Se repartizează la operator, se conexează cu dosarul, se merge pe urmă la verificator, deci absolut toate. Mai puțin cele care s-au depus în cursul zilei de astăzi. Dacă au găsit și casa de pensii erori, nu ce vin în pensionare și cere de revizuire?
A, dacă am găsit, erori, dacă am găsit și noi erori, da. La pensionari care nu au venit să întâmplă. Da, am găsit, dar n-aș putea să vă dau cifra acum. Tot legat de stagiul de punctaj? De absolut toate aspectele prevăzute de lege, de absolut toate elementele care intră în calcul, de sporul de grupă, de sporul de punctele de stabilitate, de perioada asimilată. Deci absolut toate elementele care fac parte din formula de calcul, absolut se verifică din nou. Deci, practic, îl luăm de la prima pagină până la ultima pagină. Dar cum faceți aceste verificări? Le faceți aleatoriu? Bănuiesc că nu puteți lua la mână din nou 4 milioane de dosare. Nu, 4 milioane sunt la nivel de țară. La nivelul municipiului București sunt 470 de... Și le luați pe toate? Păi, în primul rând, acordăm prioritate celor care au venit încă din primele zile, după care, în limita timpului disponibil, că și timpul este ceva ce ne omoară, deci ca să iei 470.000 într-o zi este imposibil, dar noi le-am luat în ordinea intrării și pe măsură ce au venit oamenii în audiență, la ghișeu. De asta vă întreb și asta la final, fiecare dosar va fi verificat practic de două ori? În primul rând, v-am spus, acordăm prioritate. Fiecare dosar, oricum noi avem și un autocontrol care se face la o anumită perioadă de timp. Dar și asta se întâmplă la toate casele teritoriale? Se verifică toate dosarele? Bineînțeles că se verifică. Da, dar nu trebuie să presupunem că toate pensiile recalculate în cazul Bucureștiului 470.000 de dosare sunt greșite. Da. Deci ne-au fost semnalate erori de către pensionari. Am spus, din totalul cererilor depuse, în jur de 700 de cereri se soluționează prin decizii de revizuire și pe măsură ce revizuim deciziile, cazurile respective, evident că o să facem și noi o verificare în funcție de tipul de eroare constatată. Aplicația este în curs de testare și începând de săptămâna viitoare vom emite decizii de revizuire. Dar e o altă aplicație sau e același sistem informatic? Nu, este același sistem informatic, dar aplicația referitoare la revizuirea și recalcularea pensiilor conform legii 360 este în curs de testare. Și toate deciziile stabilite conform legislației anterioare se vor recalcula conform legii 360. De exemplu, avem cazuri de decizii stabilite conform legii 263 de pensii anticipate sau anticipate parțiale sau alte categorii de pensii care nu au fost puse în plată. În momentul în care le punem în plată, drepturile respective, dosarele respective vor fi și ele recalculate începând cu 1 septembrie conform legii 360. Deci tot ce s-a stabilit pe legislația anterioară se recalculează pe legea 360. Da. Dar pentru pensionarii cu dizabilități, că presupuneam că încă vin la dumneavoastră. Sigur că da. Ce și cum, ce vi se spune de la Ministerul Muncii în legătură cu stadiul discuției ca să se rezolve această problemă? Nu înțeleg la ce vă referiți. Ce mi s-a vorbit despre premierul Marcel Ciolacu, de exemplu, a spus că va veni ministerul cu o nouă lege distinctă pentru persoanele cu dizabilități. Da, și da, s-a transmis ceva? Nu, deocamdată nu, referitor la acest aspect, nu. Legat de mica recalculare pe București, a început efectiv sau nu? Nu, referitor la această întrebare, recalcularea, și mă bucur că ați spus această întrebare, vă răspund două secunde, pentru că au venit din pensionarii care s-au prezentat la ghișeie, au contestat decizia de recalculare începând cu 1 septembrie, pentru că nu li s-au valorificat veniturile brute. Venituri brute care sunt depuse la dosar de la început cu ocazia pensionării. Da? Deci această recalculare, după cum bine știți, se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, în baza adeverințelor existente în dosar, adeverințe care până la 1 iulie 2021 le luăm în considerare așa cum sunt. După 1 august 2021 trebuie să îndeplinească condițiile de formă și fond conform ordinului 487, iar adeverințele 487 din 2021, iar adeverințele emise după 1 septembrie trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de anexa 6 la lege.
Iar, desigur, cererile depuse cu aceste sporuri, cu aceste venituri brute după data de 1 septembrie, se vor lua în calcul, se vor recalcula pensie începând cu 1-a lunii următoare depunerii cererii. Și răspunsul la întrebarea dumneavoastră este acela că în termen de 6 luni de la intrarea legii în vigoare, respectiv până la 1 martie, noi trebuie să recalculăm toate dosarele care au adeverințe cu venituri brute. Și mai vreau să adaug aici că sunt o serie de pensionari care au câștigat de-a lungul timpului, au câștigat în instanță valorificarea acestor venituri și în această situație nu mai se pune problema de mică recalculare. Am întrebat dacă a început efectiv. Încă nu. Și câți pensionari sunt? Aproximativ 10% din totalul pensionarilor. Ca o medie din totalul pensiilor recalculat, din totalul de 470.000. Ținând cont că dumneavoastră a spus că veți revizui încă o dată deciziile de recalculare din oficiu, când o să le vină rândul, în cazul în care o decizie de recalculare a ajuns la pensionar cu o sumă mai mare decât i s-ar fi cuvenit și dumneavoastră, după ce ați verificat decizia, ați observat de faptul că lui poate i-a mărit mai mult decât trebuia sau i s-a mărit și nu trebuia să i se mărească, ce se va face în oară? Se va revizui cuantumul pensiei începând cu 1 septembrie și pe sumele încasate necuvenit se vor reține din pensie. Maxim o treime. Deci se vor reține practic la viitoarele pensii. Exact, da. Și, bineînțeles, nu se toată suma. Se va face și anunat? Desigur, nu toată suma dată, v-am spus să nu depășească o treime din pensie. Mm-hmm. Pentru acei pensionari care au depus dosarul în luna august, dar decizia a venit în septembrie, care e situația lor? Pensia, bineînțeles, că s-a stabilit conform legislației în vigoare la data depunerii dosarului. Deci a depus un dosarul de înscriere la pensie în 5 august, i-am stabilit dreptul de pensie începând cu data de 5 august și desigur îi vom recalcula pensia începând cu 1 septembrie și dacă în urma recalculării rezultă o pensie mai mică decât pensia stabilită pe legea 260, pe legislația anterioară, o să rămână cu pensia stabilită pe legea 263. Iar în cazul în care are un cuantum mai mare, îl primește din urmă? Primește de la 1 septembrie, dacă vorbiți în completarea întrebării puse de doamna. Da. Deci doar de la 1 septembrie, pe perioada 5 august, 1 septembrie, presupunem că... Deci pe perioada 5 august, 1 septembrie primește pensia conform legii 263 și de la 1 septembrie primește pensia conform legii 360. Dar ministrul spunea că nicio pensie care a crescut în urma recalculării nu va scădea, dacă ne amintim la ultima... Exact, așa este, da. Dar dacă totuși se găsesc aceste erori și... Acestea sunt erori datorită introducerii unor elemente greșite. Doamna ministru s-a referit la prevederea din lege care spune că în urma recalculării nu scade nicio pensie, dar nu vorbim aici de pensiile revizuite sau calculate eronat. În acest moment, toate dosarele care se depun pe noua lege? Sigur că da, începând cu 1 septembrie, toate dosarele se depun conform legii 360, sigur că da. A scăzut numărul solicitărilor, că știm că în august... În august a fost un număr aproximativ un pic mai mare. De ce? Pentru că pensionarii s-au gândit că de la 1 septembrie nu vor mai beneficia de indice de corecție. Indice de corecție care, știți, era 1,41, deci încă 41% din pensie. De luni încep protestele persoanelor cu dezabilități. Asta pentru că ei sunt supărați cumva pe această nouă lege a pensiilor. Avem un număr pe întreg municipiul București de câte persoane primesc pensii? Nu, în momentul ăsta nu avem o statistică, dar putem să verificăm și o să vă răspundem. Vrem să știm cam câte persoane sunt. Da, am înțeles. Da, sunt, bineînțeles, aceste persoane, toate categoriile, toate pensiile sunt, au un anumit cod. Și în funcție de codul, mă rog, în cazul persoanelor cu dizabilități este codul H, putem să verificăm și să vă răspundem la întrebarea asta. Mai am o întrebare pentru revizuirea acea aplicație. N-avea cum să fie testată din moment ce pensiile s-au stabilit, s-au recalculat cu 1 septembrie. Deci, această aplicație este ulterioară datei finalizării recalculării. N-avea cum să fie testată înainte. Este
și cum va funcționa mai exact? Adică vor fi introduse datele în această aplicație? Nu, datele deja sunt introduse. Noi mergem pe dosarul respectiv și verificăm ce anume nu a fost corect. În cazul unor case teritoriale de pensii, angajații au spus faptul că, mă refer acum și la alte județe, au spus de faptul că nu merge sistemul de recalculare al pensiilor în cazul celor 170.000 care nu au fost emise și că încă nu au putut să emită aceste decizii. Au fost probleme cu sistemul în ultima perioadă? Nu am avut probleme cu sistemul. Am stabilit și pensii și, bineînțeles, conform legii 263, deoarece conform legii actuale încă n-a trecut termenul de 45 de zile. Desigur, noi nu așteptăm să treacă termenul de 45 de zile. Până în 45 de zile de la depunerea dosarului, trebuie să emităm decizii. Depunerea dosarului sau a cererii de recalculare, dar deocamdată nu recalculăm pensii pe legea 360. Gata, mulțumim frumos! Thank you.